Hai, noroc, băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod de SAM. De data asta suntem pe bbgaming.ro, aveți IP-ul și DNS-ul în descriere. Adăugați și voi acolo la servere rpg.bbgaming.ro. Intrați și voi, băgați la înregistrare, la înregistrare referalul 2. La momentul de față suntem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pe acest referal, ceea ce este super mișto și vă mulțumesc. Hai să trecem noi la treabă. În episodul de astăzi nu vreau să facem nimic special pe server, adică să prezentăm ceva sau alte chestii. După cum puteți vedea, dacă dăm noi un admin, eu sunt admin level 8, adică ultimul nivel, cum ar fi fondator, dar nu sunt fondatorul acestui server, în schimb am aproape full acces, adică nu am la baza de date și alte lucruri din astea. Sper să nu se vadă în logus videoclipul cum mi se vede mie. Știu că mai uit în dreapta, așa mă uit în OBS. Nu știu, mi se pare mie mai practic, să zic așa. Mă rog, hai să trecem la treabă. Știți că am vorbit, noi am abordat mai multe subiecte despre ceea ce constă un server de SAMP nou deschis. Care este treaba cu serverul de SAMP nou deschis, de ce merită, de ce nu merită să-l deschizi în același timp și care sunt riscurile lui. După cum puteți vedea, la ora actuală sunt 8 player pe BB Gaming, este ora 1:30, este școală. Undeva sunt, de obicei sunt undeva la 20-30 de player online. Deci încă nu s-au dat licitațiile, liderii nu s-au ales, vom vorbi și despre toate chestiile astea cu liderii și așa mai departe în episodul care va apărea sâmbătă. Desigur, sâmbătă vreau să facem ceva frumos pe server, poate reușim să facem și noi 100 de player. Na, rămâne de văzut. Hai să-i dăm noi drumul la treabă și să nu mai stăm să troncănim atâta. Bă, știu că toți vă doriți să vă deschideți un server de SAM, să ziceți, bă, vreau și un server de SAM, am văzut la Răduc, la Era, la ăștia au 100 de playeri, fac bani și așa mai departe. Pentru că de ce să nu fii realist dintr-un server de SAM? Câștigi bani, desigur, dacă și meriți, dacă tu ai adus ceva nou, ceva frumos pe acel server. E normal ca la un moment dat să vină și recompensa pentru ceea ce tu ai muncit. Mi se pare total normal, deci degeaba unii dat cu ciocul că bă, că nu știu ce și așa mai departe. Deci nu se merită, este absolut degeaba dacă ziceți că nu știu ce a făcut ăla și așa mai departe. Nu. Cu toții câștigă bani dintr-un server de SAM, pentru că până la urmă altfel n-ai putea să întreții acel server și, na, mă rog, nu contează chestia asta. Cu toții vă doriți să aveți serverul vostru de SAM, ca voi să dați ordine, voi ziceți, bă, ia uite, bă, te sancționez că n-ai făcut așa, știți că adminii sunt inactivi, știți că sunt pile și așa mai departe, voi vreți să faceți toate chestiile astea, vreți economia voastră și așa mai departe. Dar nu este așa de ușor, pe cum cu toții credeți. Gata, iau game-ul Burn după net, desigur o să apară și un clip cu HPQ pe serverul lui, un server la care el muncește. Și o să explicăm acolo niște chestii despre acel game mod. Desigur o să iau un interviu, să zic așa, ca un podcast. Nu e gata, bă, am luat game modul, mă duc la găzduire, jocuri, dau 5 euro pe un host și ăla mi este serverul. Nu niciodată nu o să fie atât de ușor pe cum cred că majoritatea credeți. Și probabil cei care ați încercat ați văzut. Ca să-ți iasă cu un server de SAMP, trebuie să ai comunitatea ta, oamenii care te susțin, dar nu neapărat. De exemplu, dacă cum sunt unii băieți care și-au promovare la mine, un live de 5 euro care este 30 de minute, să așteaptă să le fac serverul full sau să le aduc 30 de playeri constant. Nu, niciodată nu o să pot să le aduc 30 de playeri constant doar cu un live de 30 de minute și absolut nimeni, nici Răduc, nici era, nimeni nu o să vă poată face un server constant cu 30, 40, 50 de playeri, deși de ce nu și mai mult. Mai ales dacă nu aveți ceva nou, ceva ce n-a mai fost. Nu mă refer la Rainbow Vi și așa mai departe. Ceea ce efectiv nu a mai fost, deși nu ai cum să adaugi ceva nou când cât timp există serverul Ruby Nefrit. Pentru că, bă, a fost Among Us, s-a adăugat Among Us, a fost chestia cu PUBG, s-a băgat PUBG și așa mai departe. Deci s-au băgat toate nebuniile astea. În orice caz, dacă ești creativ și așa mai departe, poți face, desigur, lucruri noi. Asta este cel mai important lucru. Dacă ți iei promovare doar la un YouTuber, acum eu nu vorbesc că neapărat trebuie să vă luați la mine sau la unul sau la altul. Nu trebuie să vă luați la mine sau nu știu, dau un exemplu. Pe Ecstasy, Kelo sau alți YouTuberi care sunt, nu trebuie să vă luați neapărat la mine sau la ei. La oricine vreți voi, la oricine considerați că este mai de treabă, care vă poate ajuta și așa mai departe, pe care o știți mai serios voi, la ăla vă luați sau la ăia vă luați. De ce zic la ăia? Pentru că dacă un om nu vede, și cel puțin așa o gândesc și eu, eu dacă vedeam o promovare doar la era, eu nu intram pe serverul ăla, pentru că era un clip pe serverul ăla. Eu n-am mai văzut ca cineva să zică că da, bă, serverul ăsta e mișto, merită și așa mai departe. Deși mereu am dat păreri sincere despre servere, mereu m-am legat de ce am văzut greșit la ele, mai puțin pe efectiv pe serverele pe care chiar n-am văzut niciun potențial și am zis, da, bă, intrați și voi, dacă vreți, dacă nu, aia e, la modul ăsta.
Deși lucrurile nu se fac chiar așa. Mereu trebuie să aveți ceva constant, o promovare constantă de la cineva pentru un anumit timp sau chiar să aveți, cum am zis, comunitatea voastră și voi să vă promovați singuri. Dacă voi nu aveți o promovare de la mai mulți oameni și aveți doar de la unul, cam greu, cam greu să facă serverul full sau, nu știu, 40-50 de player, ceva în genul ăsta, din moment ce cel mai mare server, pardon, are 1000 de player și nu este doar unul, nu este doar Bihut, mai este OG, mai este Rubin, mai este Bizon, mai e Bagedo. Deci este concurență mare, oricât a spune voi. Și toate serverele astea au crescut pe o promovare. Niciodată nu o să poți să crești nici pe YouTube, e aproape imposibil să crești dacă nu ai o promovare sau ceva, nu știu. Nu faci un clip care să-ți bubuie la modul ăsta, vreau să zic. Este destul de greu. De asta zic și eu. Care ar mai fi lucrurile? În afară de promovare pentru a avea o bază a playerilor constantă, pentru că dacă aveți 40-50 de playeri, o să mai vadă și alții, o să mai intre și alții, au tăbă, nu sunt singur pe server, mă joc singur și așa mai departe. O să mai vadă și X și Y și așa mai departe. Nu trebuie să aveți deja funcțiile date, să zici că bă, eu am prieteni, îi dau ăla, da. Poate aveți un prieten bun, îi dați lui admin, dar nu la toți. Pentru că mulți fac greșeala că, bă, gata, mi-am făcut server de SAMP, știu că eu nu-ți vrea admin, mai vrea și Mihai admin, le dau la toți admin, ne facem 10 admini cu 30 de helper și noi avem 30 de player, la modul ăsta. Nu, trebuie să fiți fondatorul, co-ownerul sau nu neapărat, nu trebuie să aveți neapărat co-owner, pe ăla puteți să-l luați în timp și chiar dacă este cel mai bun prieten al vostru, îl câștigați în timp, pentru că el poate i-a intrat co-owner doar să abuzeze sau, na, așa mai departe și poate nu se pricepe nici chiar foarte bine sau poate puteți să-i dați alt cuiva, nu neapărat unui prieten și așa mai departe. Deși funcția de co-owner pare acces la multe chestii și este destul de riscantă, să zic eu așa. Nu trebuie să aveți staff-ul deja făcut, pentru că multă lume intră pe un server la început pentru licitații, pentru staff, pentru mașini. Deci trebuie să vă bazați și un pic pe lucru că, bă, da, crește în serverul pe staff. Asta nu înseamnă că trebuie să dați la tot serverul staff, cum sunt pe multe alte servere. Să-mi dau și eu căștile jos, că degeaba le-am blurechi. Dar trebuie să n-aveți lider, să n-aveți nimic. Nimic, niciun lider la nicio facțiune, indiferent de prieten. Da, am zis, un co-owner ca prieten ar merge, care să vă ajute și încă un admin. Pentru că, v-am zis, oamenii pe un server la început, opa, dar ce am făcut? A, nu cred că merge. Flip. A, nu, fly, mă, era fly. Așa e, mă, comanda. Fă, bă, hai să și noi deschidem asta. Mi-a luat 2K, bă, bulangii. Ia, oare am acces la set? Nu cred că am, da. Cum ziceam, trebuie să aveți zip. Trebuie să n-aveți staff-ul deja ales. Pentru că și eu la fel, aș intra pe un server, dacă eu știu că pe un server cu 1000 de playere am șanse de 3% să fiu acceptat la helper, intru și eu pe serverul ăsta la început, poate iau aici, văd cum este funcția, cresc aici, poate crește și serverul odată cu mine, să zic așa, pentru că totul are un început și așa mai departe. Ceea ce foarte mulți greșesc, că ei deja casele cele mai mișto le-au luat ei, case custom și le-au luat ei, ownerii și așa mai departe, ce mai funcția de leader LSPD care se caută cel mai mult și au luat ei, deci factions de curând asta. Uite, vedeți, ei sunt 0. Tocmai ce am zis, 0 membri, pentru că așa mi se pare și mie SS leader, așa mi se pare și mie normal să fie 0 playeri în fiecare facțiune. Și desigur admin este Zidoc și cu încă 2 băieți. Deci pe acest server să caută staff, așa cum am zis și eu, băieții au procedat foarte bine că nu au dat admin la unul și la altul, în afară de noi youtuberii care suntem admin. Și desigur după ce vom termina seria pe acest server, nu vom mai avea această funcție, pentru că nu ne vom ocupa de ea, cel mai probabil. Acum rămâne de văzut cum lucrurile vor crește și poate vom avea helper sau admin unul, cine știe. Ce ar mai fi, mă băieți? Cam cred că atât ar fi. Trebuie să aveți grijă foarte mare la economia pe care o alegeți pe server, să fie una medie spre mare. Trebuie dintotdeauna ca Sampistu să facă bani ușor. Nu trebuie să face să se câștige bani greu, să se câștige banii foarte, foarte greu, un spume cum era pe un server. De exemplu, nu știu, am întâlnit server la care am făcut promovare, la care făcea 100 de ture de job și tot nu-ți luai un perennial, gen, serios, niciun bike nu-ți luai. Deci nu trebuie să faceți așa, pentru că nu o să vă ajute niciodată. Aulea, și-am dat flip, mă, frate, fly, mă, fly, nu știu ce am cu fly-ul ăsta.
Nu trebuie să o faceți să câștige banii greu, banii trebuie să câștige ușor. Chiar dacă voi o gândiți că, bă, eu vreau donații, că eu vreau... Nu, mă, nu gândiți așa, că mi-am deschis server ca să am bani, ca să fac bani. Că niciodată nu o să faceți bani în prima lună de server, în primele 2, 3, 4 luni de server. Nimeni n-a făcut bani, vă zic eu. Mereu banii pe care probabil au scos din server, i-au investit din nou în host domeniu și așa mai departe. Deci, na, știți și voi. Pup valigumul, iau tău băiatul ăsta. Cârdoi pup money a apărut pe clip. Stai să dai și noi un pământ. Aia a apărut pe clip. Bun, m-a văzut pe server și a zis și băiatul să dea un report și să mă salute și el acolo. Deci cam astea ar fi economia, staff-ul și ce am mai precizat eu mai încolo. Asta este ceea ce contează cel mai mult. Nu trebuie să îmbâxiți serverul cu sisteme multe, multe. Mai întâi trebuie să vedeți ceea ce își doresc playerii. În primul rând trebuie să aplicați ceea ce playerii vor, nu ceea ce vreți voi. Chiar dacă probabil mulți își fac case custom, își fac, nu știu, își dau cele mai mișto mașini, pentru că probabil pe alte servere n-au avut și poate și-au și ei pe serverul lor sau la modul ăsta. Înțelegeți și voi ce vreau să zic. Să dăm și noi spawn card 449. Să ne plimbăm și noi cu Mocănița. Ieri seara am fost și eu un live și ne-am plimbat cu Mocănița. A fost acolo super jalisimo, sau nu mai știu cum era cuvântul ăla. Am băgat un sprint maxim, iau, de 50 la oră, ia să vedeți cât prinde asta. Na, și cam asta a fost, mă, băieți, despre succesul unui server, să zic eu așa, despre ceea ce trebuie să știți despre deschiderea unui server, chiar dacă eu n-am avut și nici nu o să am vreodată un server de sam al meu. Eu v-am zis opinia mea, da, ceea ce trebuie să faceți voi când vreți să vă deschideți un server de SAMP și așa mai departe. Deci, na, acum rămâne de văzut. Oricum am văzut că activitatea pe canal a scăzut enorm. O să încercăm să o repunem pe picioare. Nu știu dacă a mai rămas cineva până în punctul ăsta, dar cine a rămas până aici are tot respectul meu. Și noi ne auzim cu bine la un nou clip. Eu v-am pupat și numai bine, mă, băieți. Hai, re, oare am filmat?